Băiatul de 12 ani plecase să joace tenis împreună cu doi colegi de școală. Când s-au întors înspre casă, au mers pe firul râului Bârlad, iar unul dintre ei a alunecat și a căzut în apă. Deși nu știa să înoate, băiatul de 12 ani a sărit să-și scoată prietenul, iar asta l-a costat propria viață. Un copil a fost în ei și el a sărit ca să-l scoată pe cealaltă. A murit, s-a înnecat. El s-a aruncat, aici care s-a înnecat, s-a aruncat să scoată sărac și el a rămas înnecat. Unde s-a înnecat, zice că este o bulboacă. Băiatul a rămas prins între pietre și nu s-a mai putut ridica la suprafață. Mai mulți localnici din zona au auzit strigătele de ajutor. Doar băiatul care alunecase în râu a putut fi salvat. Un copil în vârstă de 13 ani, stabil hemodinamic și respirator, conștient, în hipotermie, transportat la CPU Brâlad. Al doilea copil găsit mai târziu, în stop cardiorespirator, prin înnec, resuscitat, din păcate, irreversibil. Băiatul care și-a pierdut viața se află de 6 ani în plasament la o familie din satul Sârbi și familia naturală a fost anunțată de tragedie. Polițiștii și cei de la protecția copilului au deschis anchetă în acest caz.